Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și numele Domnului este cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat este cel care aduce cuvântul Domnului. La început era cuvântul, acest cuvânt. Și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Deci, la început era cuvântul. Și cuvintele pe care eu le spun, spune Domnul, cuvintele pe care vi le-am spus eu, sunt duh și viață. Deci tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru cine citește și aude cuvântul Domnului, este duh și viață. Și spune Domnul, carnea nu folosește la nimic, cuvintele sunt duh și viață. Dar la ce carne se referă Domnul? Carnea nu folosește la nimic. Spune Domnul, în Matei, în judecata viitoare, un capitol în care cuvântul Domnului vorbește de o judecată viitoare și spune: Când va veni fiul omului în slava sa, cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile, neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Deci oi și capre. Și va pune oile la dreapta lui, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, la oi, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii, a fost pregătită. De ce a fost pregătită? Domnul știa de la început. Cine va crede? Spune Domnul. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine era, erau cei ce cred și cine, avea, cine era cel ce avea să-l vândă. Domnul știe de la început de această dividere dintre oi și capre, domnul știe de la început, dar cuvântul Domnului va fi propovăduit la toată lumea. Și spune Domnul, care este carnea care nu folosește la nimic? În același capitol unde Domnul vorbește de o judecată viitoare, Domnul spune, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. La cei de la dreapta lui, cei care au credut, crezut. Am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăind și m-ați primit, spune domnul aceștia de la dreapta lui, care au crezut. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Și domnul spune, atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-ți sete, ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bonlav? Pentru că acești acești oameni de la dreapta, oile de la dreapta care au, au urmat cuvântul Domnului, de ce oi, l-au urmat pe Domnul și l-au crezut, au crezut în el și s-au mers după el, vor spune atunci, Doamne, când, căci ei poate nu-și aduc aminte să fi dat în viața lor, să fi fost la un, la un, la un pușcăriaș, în un pușcărie, să-l viziteze. Sau să fi ajutat pe cineva lav, să-l fi însănătoșit pe cineva lav, Sau să fi văzut pe cineva gol, să-i fi dat haine, să-l îmbrace. Sau să-i fi fost cuiva sete și el să-i fi întins vreun pahar de apă. Acea oaie nu și aduce aminte, acel, acel om căruia Domnul spune binecuvântați cei, binecuvântații tatălui meu veniți de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemierea lumii. Ei nu și vor aduce aminte de acest lucru pământesc. Și aceasta este carnea. Carnea nu folosește la nimic. Deci, în împărăția lui Dumnezeu, Domnul, cuvântul Domnului, este duh și viață. Cine crede în cuvântul Domnului, cine citește, cine ascultă cuvântul Domnului, dă viață, dă viață, duh, dă duh celui ce citește și viață, să vadă și să înțeleagă. Deci, carnea nu folosește la nimic. Pentru că va spune și la oi, va spune și la oi. La oi le va zice, la, la capre le va zice, duceți-vă de la mine blestemaților în, focul, blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolilor, diavolilor, diavolului și îngerilor lui. Deci le va spune la capre, le, le va spune la cei de la, de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților. Și le va spune și lor că am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-am fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Și, și, acești oameni vor spune, vor, vor zice, vor întreba, Doamne, când te-am văzut noi flământ sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Că s-ar putea acești oameni pe care Domnul îi pune la stânga și le spune blestemaților și cheamă capre S-ar putea ca acești oameni în viața lor să fi dat de băut un pahar cu apă, să fi îmbrăcat un om gol, să fi fost în pușcărie, să viziteze pe cineva și totuși să audă din partea Domnului, duceți-vă la stânga și ei să spună când, când ai venit și nu ți-am dat pentru că și aduc aminte să fi dat un pahar cu o apă, o haină, să fi îmbrăcat pe cineva, să fi dus la un pușcăriaș în pușcărie. S-ar putea să se fi dus. Și totuși sau să fi, să fi însănătoșit pe cineva, să fi, să fi fost un medic, să fi însănătoșit pe cineva. Și totuși, și totuși Domnul să spună, duceți-vă de la mine. Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cine sunt acești frați, frați pe care îi numește Domnul în acest context unde cuvântul lui Dumnezeu dă este duc și viață la citire și la ascultare, și la împărtășirea acestui cuvânt, iar carnea zice că nu folosește la nimic. Domnul pune mereu o viață, duc și viață prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Carnea nu folosește la nimic tot ce este pământesc înaintea lui Dumnezeu, fără cuvântul Domnului, chiar dacă dăm la săraci, îmbrăcăm, ne ducem și vizităm pușcăria și. Facem bine, dăm sănătate la oameni, poate în calitate, în calitate de medic, fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem duh și viață. Și nu vom fi la dreapta lui Dumnezeu. Deci, atenție că binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Domnul se așteaptă de la oameni la lauda, lauda, lauda împărtășirea cuvântului lui și lauda să ne lăudăm cu numele Domnului. A Domnului să fie lauda în vecii vecilor. Amin.